Vorbirea a dus la dezvoltarea capacității de gândire. Dacă avem o gândire sănătoasă, putem să ne ordonăm viața. Lucrurile acestea nu încep de pe la 20-30 de ani, ci încep încă din perioada copilăriei, sau cel puțin așa ar trebui să fie. Cu asta se ocupă proiectul Encourage People, să stimuleze și să inspire tinerii să-și desăvârșească, nu-i așa, capacitatea de comunicare și să gândească proiecte care să-i ajute în viitorul vieții lor. Encourage People este un proiect gândit asumat și cât se poate de autentic. Este un proiect social în care vă invit pe voi, tinerii de liceu sau studenții, vă invit să faceți parte din el. Cum? Participând la tabăra de leadership și comunicare. România de mâine, vreți, nu vreți, sunteți voi! Rolul nostru este să vă inspirăm și să vă creăm un mediu de învățare, un mediu de perfecționare și de conștientizare a ceea ce urmează să faceți cu viețile voastre. În concluzie, nu putem să fim niște lideri pentru ceilalți, niște exemple pentru ceilalți, dacă nu suntem liderii propriilor noastre existențe. Și asta se învață încă din vârstă fragedă. Apoi, cum putem să ne facem simțită prezența în viețile noastre, dacă nu comunicând? Astfel putem să ne facem simțită prezența și în viețile celorlalți. Voi, cei care veți participa la tabăra Encourage People, cred că veți face tot ce vă stă în putință să mai astupați din prăpastia adâncă ce se creează între generații. De ce? Pentru că noi, generația mea, trebuie să învățăm să vă ascultăm atunci când voi știți să vă structurați ideile și să vorbiți clar și concis. Toate aceste lucruri le puteți dobândi în tabăra de leadership și comunicare. Beneficiile acțiunilor voastre de acum se vor vedea pe întreg parcursul vieții voastre. Vă aștept cu bucurie și entuziasm!